Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune, Fotoliul cu Ghimpe, aici în studioul Capital TV, televiziunea pe bună. Așa cum spuneam, în studioul nostru vin oameni importanți, cel puțin din punct de vedere al faptului că, în funcție de acțiunile domniilor lor, viața noastră sau modul nostru de trai este influențat într-un mod sau altul. La această oră îi avem ca și invitați în studio pe domnul Laurențiu Nistor, președinte al Consiliului Județean Hunedoara, cu jurământul proaspăt depus, ca să spun așa. Bună ziua, domnul Nistor, bun venit în studio. Bună ziua, bine v-am găsit și salut cu deosebit respect pe toți cetățenii județului Hunedoara și vreau să le mulțumesc din suflet pentru votul pe care l-au acordat pentru alegerile locale, atât la funcția de primar, cât și la președinte al Consiliului Județean și consilierii județeni. Cu siguranță vă văd și colegii noastre din PSD din țară, pentru că noi suntem televiziunea națională, poate chiar colegii noastre de partid de la București, unde știu că sunteți și acolo membru în... Vicepreședinte al partidului la nivel național. La nivel național, iată. În al doilea rând trebuie să-i spun bună ziua, bun venit domnului senator Răzmăriță, președinte executiv al PSD Hunedoara, domnului Cristian Răzmăriță. Bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Îmi aduc aminte de emisiunea cu noastră din campania electorală, a fost interesantă. Haideți să-i dăm drumul celei de astăzi. Iată, au trecut campaniile electorale, ne pregătim, bate la poartă, bate la ușă o altă campanie electorală, au fost alegerile locale. E prima emisiune în care veniți după ce ați câștigat funcția de președinte al Consiliului Județean. Mi-aduc aminte atunci că în timpul campaniei electorale domnul Răzmăriță fusese în platou și era un susținător al dumneavoastră, cum de altfel era și normal, foarte fervent. Cum e domnul Nistor? Zicea lumea că plecați la București după, dacă veți câștiga alegerile. Așa era vorba. Iată că nu vă găsesc pe listele nici de deputați, nici de senatori. Sigur că nu pot să spun că spunea lumea. Spuneau cei care erau competitori de mei în campania electorală. Cred că mizau foarte mult pe faptul că dacă vor spune că voi pleca la București din nou, lumea nu m-a vota. În schimb, eu am spus-o și atunci și o spun și acum că nu voi pleca la București, voi rămâne președintele Consiliului Județean. Și am spus-o întotdeauna în toată campania electorală că legea s-a schimbat, votul este uninominal și ca atare voi rămâne președintele Consiliului Județean, președinte al tuturor cetățenilor din județul Hunedoara. Eu niciodată nu o să pot face diferențe între culori politice în administrația publică, fiindcă în administrația publică cetățeanul din fiecare oate trebuie să beneficieze de sprijin și din partea Consiliului Județean și din partea primăriilor și am de gând, așa cum am spus-o dintotdeauna, să colaborez foarte bine cu toate primăriile, inclusiv cele din alte partide, că așa este normal. Ați și declarat lucrul ăsta la investirea dumneavoastră în funcția de președinte al Consiliului Județean, că dumneavoastră nu veți ține cont de culoarea politică a primarilor, a celor care conduc UAT-urile. Mi se pare un lucru interesant acesta. Sunteți convins că veți și putea să vă țineți această promisiune, ca să spun așa? Văd că asta cu nu voi pleca la București ați ținut-o și vă felicit realmente pentru acest fapt. În primul rând, că nu voi pleca, este clar că s-a demonstrat. S-a demonstrat. Și mai mult, vreau să spun și cetățenilor județului Hunedoara că nici măcar pe un banner nu m-am pus împreună alături de colegii mei care candidează la funcția de senator sau deputați pe motivul că poate atunci dădeam din nou iarăși ideea opoziției de a spune, vedeți, e pe bine, pleacă la București. Iată că de data asta nu mai au satisfacția să mai arate cu degetul că voi pleca la București. La a doua întrebare la care a spus-o dumneavoastră, sigur că vreau să mă țin de cuvânt să colaborez cu toți primarii, indiferent de coloratura politică, fiindcă Consiliul Județean Hunedoara este cel care gestionează multe probleme ale județului
și fără primar, de multe ori, nu le prea poți face de unul singur. Trebuie o colaborare între primărie și Consiliul Județean. Și vreau să vă spun că această ambiția mea de a colabora foarte bine cu primarii rezultă din faptul, din una din hotărârile de guvern pe care le-a dat guvernul Orban, în care efectiv a făcut discrepanță enormă între primarii PSD și primarii PNL. În sensul că, dacă, să spunem așa, luăm două cifre comparabile, la un primar PNL îi dădea 10 lei, la un primar PSD îi dădea 1 leu. Nu este posibil așa ceva. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să se dezvolte, primarii trebuie să fie ajutați și mă uit acum cu tristețe, chiar azi dimineața a fost domnul primar de la municipiul Brad la mine. Bradul este pe punctul de a rămâne fără căldură, datorită faptului că încă nu s-a terminat investiția pentru introducerea gazului metan. Sperăm să o terminăm anul viitor, dar asta este vorba de iarna, problema de iarna asta. Ce credeți că au găsit ei de cuvință să facă? În loc să-i dea bani și nu numai la Brad, că sunt vreo 7 municipii și orașe în toată țara care nu au posibilitate să se încălzească locuințele decât cu păcură, cu gaz care au și cum gaz, cum gaz nu există, păcură. Dar nu numai atât, aceste UAT-uri nu au fondurile necesare să cumpere păcure. Și atunci premierul, în loc să dea din fondul de rezervă al premierului, în loc să dea bani pentru că se poate cumpăra păcure pentru a încălzi orașele, municipiile care sunt în această situație, preferă să spune că am rezolvat situația. În ce mod? Le dăm din rezerva de stat. Este o cacealma foarte mare, adică în momentul în care le dă de la rezerva de stat, primarul este obligat ca într-un termen stabilit de guvern să dea păcura înapoi către rezerva de stat. Practic, e doar o minciună gogonată că nu îi ajută cu nimic. Faptul în sine că îi dă de la rezerva de stat, primarul este obligat să o cumpere păcura pe banii UAT-ului respectiv, a Consiliului Local, și să o plătească din nou la stat. Deci nu este un ajutor. Nu este niciun ajutor pe care guvernul vrea să-l facă. Din păcate, sper că cetățenii județului Hunedoara să taxeze această intenție destul de proastă a guvernului și nu numai, vreau să vă spun și următoarea, nu numai, Deva, municipiul Deva, va fi în situația în care va rămâne la iarnă fără căldură. Termocentrala de la Mintia nu are cărbunele necesare să funcționeze. În 6 luni de zile a fost oprită de 5 ori termocentrala Mintia de lipsă de cărbune. Ce facem cu oamenii, cu cetățenii din municipiul Deva care sunt legați la agentul termic? Vreau să spun că inclusiv sediul televiziunii aici este la, de da. Legat de termocentrala Mintia, în loc, normal, și, să vedem că nu este. Domnul Simeon, în loc ca acest guvern, care este acum, să zicem așa, la guvernare, că numai guvernarea țării nu o fac ca lumea, în loc să pune în aplicare ordonanța 60 din 2019, dată de guvernul PSD, să o pune în aplicare, nu o fac. Se trăgânează lucrurile și în așa fel, cred că județul Hunedoara va avea mult de suferit pentru treaba asta. A mie mi se pare interesant, imediat după aceea trecem și la domnul Răzmăriță, chestia asta cu Mintia, pentru că trebuie să spunem, în campania electorală, domnul Oancea, actualul primar al Devei, spunea că și-ar dori preluarea acestei termocentrale la primărie. Acum văd că face studii de fezabilitate, ceea ce, până la urmă, nu știu dacă nu lucru rău neapărat, face studii de fezabilitate ca să introducă centrale la unitățile de învățământ. Dumneavoastră ați declarat că vă doriți preluarea termocentralei la Consiliul Județean Hunedoara. Alături de colegul meu și prietenul meu, Cristian Rezmelț, care este senator, în Parlamentul României am fost cei care am inițiat, printre cei care am inițiat Ordonanța 60, în ideea că complexul energetic Hunedoara trebuie să fie împărțit în două entități diferite. Valea Jiului, să rămână termocentrala la Proșeni cu cele 4 mine și să ne zbatem ca minele să nu fie închise. Asta nu înțeleg ei. Cele 2 mine pe care le-au băgat pe închidere de câțiva ani de zile, noi am reușit să demonstrăm că nu trebuie închise și au funcționat aproape 4 ani de zile. Nu știu ce va mai fi de azi încolo.
Termocentrala Mintia o entitate separată în care să o poată prelua Consiliul Județean. Nu fiindcă sunt eu președintele Consiliului Județean. Consiliul Județean este o entitate mult mai mare decât un municipiu, poate și are posibilitatea să ducă mai departe această termocentrală de la Mintia să funcționeze și să funcționeze pentru binele cetățenilor din județul Hunedoara și nu în ultimul rând pentru România, fiindcă partea de nord-vest a țării în sistemul energetic, termocentrala de la Mintia are un rol foarte important. Da, ei dau, nu știu, 100% din energie electrică. Citeam de una zi când Ministerul Economiei spune că doar la nivel de intenție a fost făcute declarații de către Consiliul Județean. Vă spun și dumneavoastră și să informăm și cetățenii, patru scrisori în care sunt transmise Ministerul Economiei și ne spunem că dorim să preluăm termocentrala Mintia la Consiliul Județean. De ce nu v-ar împovărăm foarte mult ca și cheltuieli? Cred că nimic nu este mult pentru binele cetățeanului. Am înțeles. Domnule Răzvăniță, ce se mai întâmplă în Valea Jiului? Acum câteva zile era tare supărat, ați declarat că PSD-ul nu își pune niciun banner în precampania electorală. Dar, în altă ordine de idei, urmează o nouă campanie electorală în Valea Jiului. Cum va fi acolo? Ce va fi? Sigur, vă mulțumesc pentru invitație. Și să știți că eu am venit dumneavoastră să discut, nu neapărat despre Valea Jiului, pentru că eu sunt senator al întregului județul Hunedoara. Într-adevăr, activitatea mea s-a bazat mai mult și s-a axat poate pe problemele din Valea Jiului, pentru că noi cei care suntem în momentul de față parlamentar PSD, fie că suntem senatori, fie că suntem deputați, și a ieșit domnul Nistor, a fost deputat, cred că chiar până astăzi, sau nu știu când demisia până la investire, și a dat-o, dar intră efectiv în pâine. Am lucrat împreună și am împărțit județul, practic, în funcție de zonele în care am locuit. Dar asta nu înseamnă că, nu știu, o inițiativă bună pe care a avut-o un coleg din această parte a județului nu a fost susținut de mine, sau o inițiativă pe care eventual s-o am eu să nu fie susținută de restul colegilor. Am lucrat ca o echipă foarte bună și eu zic că se și vede și vă spun cu oarecare satisfacție în suflet, pentru că am fost prezent ultima dată, într-adevăr, în studioul dumneavoastră, tot cu domnul președinte Nistor. La vremea respectivă dânsul era candidat pentru Consiliul Județean. Așa. Și țineți minte că eu am spus atunci că am încredere că dânsul poate să câștige. Programul pe care domnul președinte Nistor, PSD-ul, a prezentat în campania electorală pentru locale a fost un program realist, eu am spus-o întotdeauna, în care am preferat poate să spunem că facem mai puține lucruri, dar să fim siguri de lucrurile pe care le spunem că vor fi făcute și vor fi duse la îndeplinire. Pe această cale doresc în primul rând să mulțumesc celor care au votat Partidul Social Democrat pe toate listele, pentru consilii locale, pentru primării, pentru președinția Consiliului Județean, pentru lista de consilieri județeni. Și eu personal, alături de colegii mei, ne dorim să facem în așa fel încât și cei care, știți cum, poate că nu ne-au votat acum, poate că nu au avut încredere, nu știu, în noi, în candidații noștri, să încercăm să-i convingem ca la alegerile parlamentare să vină și ei alături de noi. Și o să facem acest lucru, mergând pe două direcții foarte simple, din punctul meu de vedere. Odată, o să spunem ce am făcut în acești 4 ani de zile de mandat, eventual o să ne prezentăm niște proiecte, sunt sigur că dumneavoastră ne veți mai invita și o să avem timp să facem acest lucru. Și de asemenea, împreună cu cei care îmi sunt colegi și sunt candidați pe listele pentru Camera Deputaților și Senat, să prezentăm eventual și niște lucruri pe care dorim să le facem în următorul mandat, bineînțeles, dacă cetățenii ne dau votul și dacă dorește Dumnezeu să se întâmple treaba asta, pentru că nu ține doar de noi ca și candidați, în primul rând ține de dumneavoastră, cei care votați, pe unul sau pe altul. Eu vă spun că o să facem o campanie în care o să discutăm doar despre aceste lucruri, doar despre proiecte. Mă surprinde că și la legile parlamentare și deja se cunosc listele de candidați de peste tot, dar o să discut aproape deloc despre ceilalți candidați de la alte partide. Observ oameni de care... De ce deloc? Că sunt contracandidați. Și zice, eu doresc să discut despre munca mea, despre munca echipei din care fac eu parte, dar, în schimb, nu îmi doresc, într-adevăr, ceea ce se întâmplă pe listele altor partide, și anume oameni care poate că n-au făcut nimic sau aproape nimic 4 ani de zile sau 3 ani de zile și 10 luni, în momentul de față să vină să se bată cu pumnul în piept spunând, nu știu, că asfaltează drumuri, deși să știți, un parlamentar nu poate să asfalteze drumuri pentru că este în sarcina altora, știu, și așa mai departe. Deci eu cred că important este să avem o campanie corectă, o campanie bună.
Dacă discutăm de campanii corecte și campanii bune și dumneavoastră s-a dus discuția despre Petroșani, vreau să vă spun că acolo nu pot să faci o campanie bună, cel puțin din punctul meu de vedere, o campanie corectă, pentru că bună o să o facem și o să câștigăm. Vă spun cu toată încrederea, la fel cum am spus că va câștiga și domnul președinte Nistor, vă spun acum că și la Petroșani Partidul Social Democrat va câștiga și o să ne întâlnim poate pe 6 seara, pe 7 dimineața și o să vedem dacă am avut dreptate sau nu. În toate localitățile, în toate OAT-urile din județul Hunedoara, 69 sunt, exclud Petroșaniu, nu a fost niciun fel de problemă pentru toate partidele să-și facă campanie. Ce s-a întâmplat? S-au pus niște banale BNR, eu tot așa le zic că sunt niște banale BNR, niște banale BNR, da, mijloace de informare în care ne punem chipul sau transmitem câte un mesaj. Niciunde nu a fost nicio problemă, doar la Petroșani, domnul primar Riții, nu știu, membru marcant al PNL, dar probabil că aceste atitudini și această stare, de fapt, o are de pe vremea de când era în PDL, pentru că acolo învăța că nu mai trebuie să trăiască și la restul trebuie să le taie salarii, pensii și așa mai departe. Nu știu, într-un exces din ăsta într-un exces, a stabilit el că PSD să-și pună BNR, să nu-și pună, că ne dă autorizații, că ni le-a dat jos. Știți ce s-a întâmplat? Ăsta este nivelul pe care primarul Riții l-are după 13 ani de zile și primarul și nivelul multora dintre cei de la Partidul Național Liberal, din păcate pentru ei, pentru reprezentanții PNL, poate că domnul primar Riții reprezintă așa o referință, fiind de 13 ani de zile primar de municipiu, eu vă zic că dânsul în momentul de față nu este decât un primar care pune BNR și dă BNR jos. Eu m-aș fi așteptat ca domnul primar Riții, de exemplu, la Petroșani și PNL-ul, nu primarul Riții neapărat, să se apuce de lucruri de care a discutat în campanie electorală, pentru că lupta pe care a avut-o la Petroșani cu Costel Avram vorbea de parcări subterane și în momentul în care s-a terminat campania, a fost ales din nou primar, a început să dea BNR jos. Deci o chestiune regretabilă, împreună cu colegii din PSD am și decis, noi nu ne mai punem BNR la Petroșani. Am mai făcut eu unul împreună cu colegii, l-am depus pe scările primăriei acolo să dea domnul primar acasă și am și spus, poate că, pe lângă faptul că ne-a și subtilizat, ne-a furat cele 6 BNR care au fost puse pe stâlpi. Eu am spus cuvinte dure și despre alții și s-a dovedit că am dreptate, pentru că noi am încercat să le recuperăm în acea seară. Domnul viceprimar din Petroșani Nicolae, care este membru PSD, a avut această sarcină de partid, să-i spunem, să recupereze BNR-le, nu a reușit. Atunci am mai făcut eu unul pe banii mei a doua zi dimineață, pe care l-am depus și pe la domnului primar Riții acolo pe scări la primărie. Te fie spunând, la număr? Nu, eu am spus că poate vrea să-și facă geacă de iarnă din ele și m-ați înțeles. Nu, dar nu pot să înțeleg acest lucru. Nu, poate domnul președinte Nistor sau umbrele. Da, fiind mai vechi în politică, decât nici nu mai fi trecut prin momentele astea. Trebuie să spun și faptul că domnul Riții a motivat că documente, 30 de zile, răspuns la... Domnul Simeon, niciodată un primar sau un președinte al Consiliului Județean nu trebuie să folosească legea în interes propriu și încercând să blocheze anumite lucruri. Eu am fost primar 6 luni de zile. Dacă am putut să rezolv ceva într-o oră, am rezolvat, să știți. Dar mie mi se pare o prostioară asta cu să-ți răspund în 30 de zile când pot să-ți răspund într-o zi sau în două zile. Cel mult, dar mă rog, domnul Simeon, cum poate el să răspundă în 30 de zile când pre-campania dura 30 de zile. 3 săptămâni. Noi am început, ce mai era 2 săptămâni când am început să punem BNR. Deci el, dacă ne răspundea în 30 de zile, era la jumătatea campaniei deja, când nu mai aveai voie să pui BNR. Asta este o răutate. Dar vreau să vă spun așa cum am spus-o de multe ori, și în pre-campania și în campania de la locale. Sunt convins că cetățenii județului Hunedoara vor vota masiv Partidul Social Democrat. În funcție de ce ați De ce ați stabilit listele cu candidați? Pentru că e foarte important. În primul rând, dacă m-ați întrerupt, mă bucur că m-ați întrerupt. Pentru că asta cred că se leagă de ce ați afirmat dumneavoastră. Vreau să vă spun că la stabilirea listelor de candidați, atât la senatori cât și la deputați, s-a avut în vedere oameni cu o probitate profesională și morală deosebită, oameni care nu pot să-i arăți cu degetul că au firme și sunt ascunse, cum fac cei de la PNL, oameni de care domnul Heuș nu o să mai poată spune acum că lucrați cu firme pe la spate, cum face dânsul de obicei, sau oameni care nu pot... Toma, chiar că n-am auzit niciodată să fie... Da, sau oameni care nu pot fi niciodată puși pe picior de egalitate cu fostul prefect faliment al județului Hunedoara. Acum... Domnul ăsta, lăsați.
Dar spuneți, este candidat. Da, dar spuneți pe nume. Că... Da, fostul prefect al județului Hunedoara doar a faliment, care n-a reușit nici acum și a dat demisia din funcția de prefect și n-a reușit să spună cetățenilor județului Hunedoara să-și ceară scuze pentru toate greșelile pe care le-a făcut în scurta perioadă de cât a fost prefect. Asta este. Pentru asta o să-l taxeze populația. Și sunt convins că nu va ieși senator, că nu poate și nu a dovedit că poate face ceva pentru județ. În schimb, vă răspund la întrebarea noastră. Luăm lista de senatori și dacă poate fi comparabilă lista noastră cu lista PNL-ului, eu, Nistor, îmi dau demisia săptămâna viitoare din funcția de președinte al partidului. Pe locul 1, domnul Rezmelse Cristian, e colegul și prietenul meu de mine. Un om care 3 mandate, 2 de deputat și una de senator, a demonstrat că poate face de 10, de 20, de 30 de ori lucruri mult mai bune decât au venit cei din PNL, care nu veneau decât să mintă. Și mi-amintesc de o doamnă, care nici nu vreau să-i mai pronunț numele, care a simțit aici, trebuie de apreciat, a avut un pic de simț că nu o să o mai pună pe listă și a ieșit dânsa. Când depun demisia și nu voi mai candida. Doamna care vrea să vă pupe? Da, doamna care vrea să mă pupe, dar nu niciodată nu m-aș lăsa să mă pupe. Dar nu putem compara pe domnul Cristi Rezmelse cu doamna care vrea să mă pupe. Nici dintr-un punct de vedere. În afară de faptul de a se lăuda în continuu cu hunedorenii mei, în afară de faptul că n-a fost în stare să demonstreze de ce a luat de pe primăria Hunedoara 35 de miliarde de lei penalități la facturi neplătite, în afară de faptul că niciodată n-am văzut în Parlamentul României să zbată atât de mult cum s-a zbătut Cristi, deci iată o comparație. Cum să-l compară acum pe domnul Potecă? Cărare, sau, pardon, Potecă? Potecă, așa. Nu. La noi, la țară, ori Potecă, ori Cărare, tot pe drumul îngust te duci. Cum poți să-l compar pe domnul Potecă cu domnul Rezmelse, care de 12 ani în Parlamentul României a făcut lucruri extraordinare și nu numai pentru Valea Jiului, pentru întreg județul Hunedoara. Și oamenii, de aceea ne-a și votat masiv și ne vor vota, că știu de ce. Pe locul 2, Bădin Ioan, de la Hunedoara, un inginer, un om bine pregătit și jurnalist, nu te prea poți spune cu Bădin ca să-l încui în multe probleme față de alții. Pe locul 3, Ștefania Maria, profesor care a fost inspector general. Și dacă pe doamna Ștefanie la fel fac o comparație cu ce au ei acum la inspectorat, este diferență între cer și pământ. Între cer și pământ. De asemenea, doamna Filimon Valeria, director la stația de salvare. O știe toată lumea cât mult bine face cetățenilor din Deva prin meseria pe care o are. Prin meseria de medic și de director la salvare. Extraordinar. Și nu în ultimul rând, ca să avem din toată paleta ingineri, medici, profesori, juriști. Iată, avem și un om de cultură, domnul Ciprian Roman, un om deosebit de profesie inginer, un om, cred că nu există persoană în județ, o să se nu cunoască. Asta este lista senatorilor Partidului Social Democrat, care o consider cea mai bună listă și sunt convins că prin tot ceea ce vor face și modul cum ne prezentăm în campania electorală și în precampania acum, vom lămuri cetățenii că, într-adevăr, așa cum am făcut-o și eu și Cristi de 12 ani de zile, problemele noastre au fost problemele județului, nu altceva. Nu probleme personale, nu probleme de firmă, să am eu firme, să lucru cu statul, nu există așa ceva. Dacă vrei să fii un adevărat om politic, trebuie să te uiți în ochiul omului și să niciodată să nu-ți fie frică că îți reproșează ceva că l-ai mințit. Așa trebuie să fim noi și sper să fim așa. Cu permisiunea dumneavoastră, domnilor, luăm câteva momente de publicitate, după care revenim cu lista pentru Camera Deputaților. Rămâneți cu Capital TV.